Bună seara, stimați telespectatori, sunt dr. Radu Pop și sper în această frumoasă să fiți alături de noi la o nouă ediție a emisiunii Secretele Sănătății. În această seară avem doi invitați deosebit buni. Am să prezint mai întâi pe invitatul permanent al acestei emisiuni, pe domnul dr. Barbu Emil. Bună seara, domnul doctor, și bine ați venit. Și nu din lipsă de respect, domnule doctor, v-am lăsat ultimul, pentru că aveți aici așa o foaie întreagă de titluri și sper să le pot pronunța pe toate. Pe domnul dr. Botnar Vasile, medic obstetrică ginecologie, inventatorul Regenerolului, președintele Asociației Franco-Române Dacia Mediteraneană, președinte sau membru al Asociației Româno-Germană de Medicină, cred că nu am greșit, membru Academiei de Înalte Studii Medicale, în alte științe din Iași și original din Săpânța. Sapiența. Sapiența. Cred că ăsta e lucru cel mai important, nu? Domnilor doctor, în această seară avem un subiect cu totul aparte, regenerarea. Și pentru că ideea acestui subiect a fost a domnului doctor Botnar, aș vrea să-i pun o primă întrebare, fără să creadă cineva că a fost o regie făcută înainte. De ce ați ales acest subiect, regenerarea? Că pare la prima vedere așa un subiect foarte larg. Da, este un subiect foarte larg și de fapt nici nu definește exact ceea ce gândesc eu. Pentru că, ducând un pic mai la distanță această terminologie de regenerare, ar părea un pic forțată. Pentru că, normal, nu poți să regenerezi ce a făcut Dumnezeu. Ce a făcut de Dumnezeu are limitele sale bine conturate, dimensiunile sale bine stabilite. Aici este un fel de normalizare, aș zice. Deci pe spațiu, pe palierul pe care Dumnezeu ni l-a dat, ni l-a deschis ca să putem trăi, prin toate defectele de comportament, prin tot ce facem noi în viață și ce acumulăm, din toate punctele de vedere, și fizic, și spiritual, și alimentar, din tot ce facem noi, am stricat ceea ce a făcut Dumnezeu. Pe acest palier, tot ce s-a stricat în organism, fenomenul de regenerare vine de a reface, de a normaliza organismul pe distanța pe care ți-a fost dată. Pentru că mai mult decât ți-a dat Dumnezeu, nu poți să trăiești nici cum. Au fost studii foarte serioase, făcute de dictatori care au avut instrumente de a lărgi cercetarea pentru a trăi mai mult decât el și-a propus să trăiască un mare dictator 120 de ani și până la urmă a murit de infarct, deși a fost un colectiv de mari cercetători din lume care tot s-au ocupat de regenerare. Și până la urmă a făcut un infarct și, mă rog, a trecut la ca cetățean definitiv al cimitirului din Săpânța. Dar fenomenul de regenerare mi se pare totuși util și bun pentru faptul că un țesut care a fost odată maltratat, afectat de infecție, de inflamație, de toate procesele biochimice care se întâmplă într-un țesut bolnav, dacă îl reiei să-l aduci la normalitate, am folosit acest termen de regenerare. Practic ar fi un fel de normalizare să realce la normal a țesutului, pentru că normalul este perfectul. Perfect, mai mult ca perfectul, nu se poate în organism. Prea bine este dușmanul binelui, încurci lucrurile. Și atunci, în mintea mea, aceasta a fost denumirea care se potrivea pe un anumit moment, într-o anumită perioadă a organismului și a bolii din organism, de regenerare, de refacere a organismului, de aducere în starea lui normală, ca să nu spun perfectă, că perfecțiunea este iar o problemă greu de definit. Domnule doctor Barbu, domnul doctor Botnar spunea că s-a gândit la necesitatea regenerării organismului sau intrarea în normalitate, și ca idee ascunsă ar fi că noi trăim într-o anormalitate, nu? Ce creează această anormalitate funcțională a organismului? Ce vreau să spun e că, din punct de vedere mental, noi oamenii suntem făcuți să gândim că trăim veșnic. Numai că realitatea e că, așa cum spunea și domnul doctor, ne stricăm și în cele din urmă murim. E adevărat că apare și o moarte programată a celulelor, apoptoza celulară, care nu are neapărat de a face cu accidentele sau cu maltratarea țesuturilor, ci ține mai mult de o moarte programată. Dar pe lângă asta sunt și, să spunem, obiceiurile și tabieturile noastre care strică țesuturile și
aduce în cele din urmă distrugerea. E prima dată când aflu despre acest medicament și sunt curios, cred că la fel ca și telespectatorii, să aflu mai mult despre el. Cred că e probabil un medicament topic sau... Chiar regenerator, da, dacă regenerator. L-a numit Regeneron. Da, dar ce vreau să spun e că regenerarea poate să înceapă de la schimbarea stilului de viață și de asemenea de la schimbarea alimentației. Știm că toate țesuturile se refac într-o anume măsură zi de zi. Se schimbă țesuturile în fiecare zi și cred că materialul prin care se reconstruiesc țesuturile, pot să le schimbe și să le dea o anumită rezistență și putere de a rezista în fața diferitelor agresiuni. Dacă se poate, este foarte adevărat. Și problema care este, noi trebuie să ne integrăm, să intrăm în locul potrivit, la momentul potrivit, în care celula își face programul ei de viață. Da. În contextul în care nu ai venit cu ce trebuie celulele, poate fenomenul regenerării este suficient doar să aduci un element care în structura sa, în ecuația sa de mișcare și de regenerare programată genetic, să-i aduci ceea ce are ea necesarul, să-i aduci necesarul ca ea să poată lucra în continuare. În condițiile în care ea nu are acel necesar, toată comanda ei și mișcarea ei în interior pentru a se regenera este oprită, este limitată, este anihilată. Deci depinde de intensitatea și de calitatea a elementelor pe care le aduci în structura ei. Sigur, asta este o problemă foarte delicată și regenerarea este un pic mai mare. Adică, așa, este o știință enormă care putem să ne gândim la contribuția spirituală a regenerării, contribuția internă, cum se face, și partea externă. Toate elementele acestea contribuie la acel bine, la bien-être al celulei ca să funcționeze într-adevăr la dimensiunile ei. Pentru că una este să fii sugrumat și să mergi plin de dioxid de carbon și să gâfâi pe drumul tău către săpânța, sau să te duci relaxat, fericit și să știi că îți închei drumul corect până la capăt, poți să predai ștafeta celorlalți că ai fost impecabil în fiecare zi. Că și asta este o problemă, calitatea secundei. Este un dicton care circulă așa, cum știi, trăiește clipa. Cum? Dacă ți-ai trăit clipa impecabil, la cel mai înalt grad de funcționalitate, de ținută, de activitate, în complexitatea momentului respectiv, atunci, într-adevăr, poți să spui că ți-ai trăit viața așa cum trebuie de trăit. Deci, secunda ți-ai folosit-o la maximum. Dar în condițiile în care ești hipotrofic sau cu exces de toxine pe tine, când mintea ta nu mai poate să gândească, când ești plin de mâncare până când nu mai poți, când ai o infecție undeva, când ai o durere undeva, toate aceste elemente împietează asupra acelei funcționalități care ar trebui să fie superbă. Uitați-vă la un om care este sănătos și este impecabil, că trăiește, absolut explodează de bucurie și de viață și de frumusețe și de iubire în jurul lui, și celălalt care este permanent nervos, permanent nesatisfăcut, permanent cu angoase, permanent nerealizat, pentru că toate pornesc din de aici, de la regenerare. Da. Știm că în organism există o luptă continuă între radicali liberi și antioxidanți. Cu cât vom consuma mai multe alimente care aduc aport de radical liber sau stilul de viață, cum spuneați noastră, este îndreptat spre producerea de radical liber, cu atât celulele noastre vor avea o viață mai deficitară, mai scurtă și va duce la degenerarea organismului. Cred că este și punctul de pornire al concepției, cred eu, a doctorului Bodnar, în ceea ce privește această invenție pe care a avut-o, recunoscută de Ministerul Sănătății, a regenerorului. Domnule doctor, înainte de a trece la regeneror, aș vrea să vă întreb un lucru. Care sunt alimentele care produc radical liber? Pentru că domnul doctor ne va explica ce e regenerorul, la ce se folosește, indicații, contraindicații, dar nu acest lucru are importanță, pentru că dacă eu sunt un furnizor continuu de radical liber, cu siguranță, dar cu siguranță, și efectele vor fi nu pe măsura așteptărilor. Există anumite alimente care să-mi producă în organism radical liberi?
pe lângă factori externi, stres și știu eu. Înainte de a se cunoaște termenii de radical liber sau antioxidanți, cunoștința empirică a oamenilor vorbea despre un anumit stil de viață sau un anumit stil alimentar care îi făcea să fie frumoși și sănătoși. Dacă ne gândim la Nebucadnețar și marele lui imperiu, au fost câțiva tineri care nu s-au supus obiceiurilor alimentare din Babilon. Biblia vorbește de Daniel, care a fost prim-ministru sub patru mari împărați, inclusiv în Imperiul Medo-Persan. Și stilul lui alimentar a fost apă și zarzavaturi. Asta a cerut el să mănânce, apă și zarzavaturi. În timpul grecilor, Pitagora, care a și fost unul dintre cei mai mari erudiți ai lumii antice grecești, și-a făcut școala care i-a purtat și numele, și urmașii lui se numeau pitagorei, care de asemenea erau vegetarieni și aveau o ținută morală și de asemenea un fizic de invidiat pentru ceilalți. Îi recunoșteai chiar înainte să spună ceva prin ținuta lor și prin sănătatea care radia din ei, și se numeau pitagorei. Și de asemenea oameni din lumea modernă care au ajuns în cele din urmă la concluzia că alimentația vegetariană e cea mai bună alimentație. Dar acum, întorcându-ne la știință, se știe că radicalii liberi se găsesc în toate alimentele care sunt rafinate. Prelucrarea termică excesivă face ca diferitele structuri chimice să se rupă și să rămână fragmente de substanțe care pot să se combine cu altele. Acestea poartă numele de radical liber, substanțele care întotdeauna pot să se combine. Un fel de cenușă, popular, un fel de cenușă în organism care determină, de fapt, îmbâcsirea celorlalte celule și le distruge. Problema e că organismul trebuie să își producă substanțe care să neutralizeze acești radicali liberi, care, să spunem puțin mai non-academic, am putea să le numim toxine. Dar organismul și sistemul imunitar trebuie să găsească resurse de antioxidanți care să le neutralizeze și să le îndepărteze din organism. Deci, domnul doctor, sunt două grupe de alimente, unele care produc radicali liberi și care creează boala, și spuneați de alimentele hiperprocesate, chiar dacă sunt alimente vegetale, prin hiperprocesare pot produce radicali liberi, nu mai vorbesc de alimentele de origine animală care 100% produc radicali liberi. Pe de altă parte sunt antioxidanții care se găsesc numai și numai în alimentele de origine vegetală, consumate într-un mod cât se poate de dietetic până la crud. Nu l-ați amintit pe Hipocrate. Suntem toți medici și am depus un jurământ, nu? Jurământul lui Hipocrate. Iar Hipocrate a lansat, să spun așa, un citat celebru: alimentele voastre să fie medicamente, medicamentele să fie alimente. Deci, sub o altă formă, Hipocrate spunea despre acel radical liber și despre acei antioxidanți, pentru că Hipocrate n-a spus niciodată să consumăm produse de origine animală. Toată medicina lui s-a bazat pe o medicină strict, să nu spun naturistă, nu? Da. Naturalistă, bun? A pronunțat bine? Că e o vorbă cu domnul doctor legat de medicina naturistă și... Dar s-a bazat pe medicina preventivă. Preventivă. Da. Acum, domnul doctor, prin ceea ce a făcut, și vom vedea, ne va explica, practic e un urmaș în ceea ce poate spun prea mult, dar ați respectat cam ceea ce spunea Hipocrate în această invenție pe care ați avut-o acestui produs Regeneron. Noi toți suntem, de fapt, urmașul lui Hipocrat. Toți care lucrăm în medicină suntem urmașul lui Hipocrat. Dar acum am să vă fac o surpriză pe care voi nu o știți și că de n-am discutat-o noi înainte, că n-am avut timp. Să știți că deja există în România și eu am, și acum voi avea un aparat, care un biofotonic scanner, care măsoară nivelul de antioxidanți din organism foarte simplu.
Deci, printr-o scanare, ai pus mâna în fața unui fascicol de lumină și acesta îți măsoară gradul de antioxidanți în organism. Și am făcut o statistică destul de mare, am câteva sute de cazuri de genul acesta făcute, pentru că mie mi-a plăcut foarte mult această temă. Și mai mult decât atât, m-am dus mai departe decât se merge, decât este cunoscut normal. Normal, se scanează la nivelul palmei, nivelul de antioxidanți și constați care este, mă rog, gradul de sănătate, de imunitate a organismului. Luptându-mă cu mai multe boli și diferite boli, m-am gândit să extind un pic area de testare a antioxidanților. Și pentru că mie îmi place foarte mult și lucrez foarte mult pe algiile pelviene de cauză necunoscută, de origine genitală special, pentru deci că restul algii, casă, algii, algii pelviene. Da, am înțeles, așa. Dar să traduc puțin. Așa. Deci, acele dureri în zona pelviană și zupă. În bazin. Așa. Și atunci am extins un pic chiar și maniera de investigație. Și am testat antioxidanții. De exemplu, foarte multe paciente care vin și au dureri pelviene foarte, foarte grave, chinuitoare. Am constatat că acestea au și coxartroză. Un anumit grad de coxartroză. Și atunci am încercat și am testat și la nivelul șoldurii nivelul de antioxidant. Mult mai scăzut decât cel din palmă. Deci chiar la același, aici este sinteza întregului organism. Pe când, la nivelul unde afecțiunea este mai gravă și unde este locul de bătălie al radicalilor liberi, acolo se observă că aceștia sunt vizibil mai mari în locul de bătălie decât în zona medie. Că aici se face o medie a întregului organism. Deci este un lucru absolut extraordinar și tratamentul cu antioxidanți. Am avut o discuție superbă cu niște academicieni, superb, niște oameni, niște minți luminate, care unul foarte drăguț, aproape 85 de ani, așa, ascultă, domnule, ia spune, matale, în ce articol ai citit treaba asta? Domnul profesor, domnul academician, să știți că este ceva în japoneză. Lasă că nu scrie despre treaba asta. Am să vă spun cinstit, asta este munca mea și invenția mea. Așa merge. Așa ține. Așa. Și tratamentul cu antioxidanți și cu pre-antioxidanți, local și general, deci atât schimbarea mediului de viață și antioxidanți per os, cât și pre-antioxidanți injectați la locul durerii, dau niște rezultate absolut fabuloase, incredibile și până în prezent încă neașezate, necuantificate științific în tratate. Rămâne încă, deci ne dă patologia, ne dă șansa să studiem mai departe și să cercetăm mai departe. Deci, și cu cât în statistica făcută de mine pe un lot de vreo 500 de persoane, am constatat că totuși, în ultimii ani, boala inflamatorie pelvină și durerile acestea sunt net superioare, au crescut față de anii trecuți cu 4-5 ani în urmă. Deci, deși societatea devine mult mai sofisticată, mult mai înțeleaptă, mult mai dotată din punct de vedere economic, mult mai dotată din punct de vedere științific, nu vorbesc spitalele, mult mai bine organizate, aparatură mult mai bună, investigații mult mai complexe, cu toate acestea, numărul de boli s-a mărit și s-a diversificat. Acum, cred că aici intervine foarte mult stilul de viață. Păi, pentru că foarte multe televiziuni au un rol negativ în promovarea unor alimente care efectiv sunt radical liberi. Absolut. Și sunt generatoare de boală. Sau toată mâncarea fast food. Nu? Dacă intrăm într-un mall, da, toată lumea acolo mănâncă și ce este o mâncare? Da, da, absolut, absolut boală. Și aceasta pentru bani. Eu acum am avut un cuvânt un pic ironic, în special la cei, dar cu umor, la cei care fumează și îi felicitam. Vă felicit foarte mult că vă gândiți la viața lui domnul Scandarani. Pentru că dânsul așa își întreține case, mașini și așa mai departe, iar dumneavoastră fumați ca să-l întrețineți pe el. Pentru că vouă vă faceți numai rău. Deci nu văd ce vă face, ce bine vă face vouă fumatul, pentru că nu vă aduce decât cancer, toate afecțiunile astea cardiovasculare, cerebrovasculare, pulmonare și mai departe, nu vorbesc digestive, o multitudine așa, ai un pom de Crăciun plin cu cadouri de moarte. Dar toate acestea le faceți de fapt pentru ca să-i faceți bine celui care vinde țigările. Deci este un gest nobil, nu din partea celor care fumează. Acum, mergând de partea cealaltă a regenerării. Să știți că sunt întrebări la care medicina n-a răspuns până în momentul de față. Cu toate scuzile de rigoare, trebuie să ne recunoaștem toți, cu toții, tot sistemul, un anumit grad de incapacitate.
Noi avem tratamente N, tratamente, de exemplu, împotriva, așa zis, a îmbătrânirii, a ridurilor, a unei fețe curate, frumoase. Uitați-vă pe stradă. Este o multitudine, aș spune, de doamne și de domnițe care au. Cele tinere au acnee juvenilă plină fața, iar nu vorbesc de doamne care au riduri peste tot. Nu vorbesc aici cu ce îmbătrânesc mai mult, cu atât ridurile se extind și la nivelul gâtului, a sânișorilor și mai departe. Medicina n-a răspuns până acum, că dacă ar fi răspuns, n-ar fi așa, nu? Petele de sarcină, așa, plasma gravidică, că-ți vezi cum terminologie în care lumea o pricepe. Se tot discută, fiecare sunt gravide care sunt mai sofisticate, doamne care se respectă, spun, dom'le, caută-mi ceva și mie că uite-te ce se întâmplă, toată fața este plină de pete. Încă până acum n-a răspuns. E, totuși, s-a găsit un răspuns. În momentul de față, acea cremă Regenerol care a fost compusă de bine, este compusă din 7 plante, care au fost compuse de divinitate, nu de mine. Eu le-am adunat pe cele 7 plante care a fost chimistul suprem le-a așezat și în acel amestec este o replică superbă pe care după ce mi-am prezentat cremele la o întâlnire foarte elegantă aici în Cluj, o doamnă a sintetizat. A spus, domnul, să știți că aceste creme de fapt sunt sinteza iubirii dumneavoastră față de oameni. Deci asta cam așa este. Și ele vă reprezintă dumneavoastră și dumneavoastră pe ele. Pentru că e adevărat, dacă nu iubești omul, nu poți lucra în sănătate. Dacă nu-ți place fiecare bunică în parte și fiecare bunic și fiecare fetiță și fiecare doamnă în parte cu toate greutățile și problemele, că nu vine la medic doar ca să uite la tine și să vadă cât ești de frumos, ci vine pentru că are o problemă care trebuie rezolvată. În al doilea rând, ne spuneam la doamne și la cei care la mine, medicul trebuie să fie considerat un partener zilnic de viață, în care să-l întrebi orice lucru pe care tu nu-l cunoști. Pentru că asta este specialitatea lui. Dacă se strică ceva la mașină, ce faci? Repede la mecanic, alo, domnule, îmi sună în partea dreaptă. Da, faceți scutare sau veniți la mine. Și atunci poți, într-adevăr, să ai o viață normală, să nu ajungi să te degradezi într-un anumit hal în care să nu-ți mai poți reveni. Pentru că și aici sunt limitele de elasticitate. Până unde te întinzi într-o boală, până și cât poți să-ți revii. De aici, o multitudine de alte boli. Bolile pelviene pe care eu cu onoare și cu cinste le reprezint în zona mea și în spitalul meu, care se confruntă cu o paletă enorm de largă de afecțiuni, de la cele infecțioase, cronice, de la cele datorită modificărilor hormonale și a balanței hormonale care se schimbă în funcție, iar de alimentație, de comportament, de atitudine și mai departe, ne aflăm în fața unor boli care pot fi prevenite. Și atunci, iar un om care gândește și lucrează în mediul respectiv și dacă într-adevăr își pune sufletul acolo și mintea, poate să mai gândească ceva. Și atunci, în acest context, am gândit celălalt Regenerol, Regenerol intimul. Domnul doctor, să le luăm pe rând. Spuneți, ați făcut o afirmație și anume că acest Regenerol cosmetic, dacă nu mă înșel, este pentru riduri, pentru acnee, e aceeași cremă, cu o întrebare. Și a doua întrebare, spuneați că folosiți 7 plante. Este foarte important, sunt plante de cultură sau plante din flora spontană? Așa, deci primul lucru, am dat această denumire generică Regenerol cosmetic pentru cele 3 elemente. Deci ștergerea ridurilor, deci anti-aging, cea de întinerire a feței, la doamnele care au nevoie de așa ceva, aceeași cremă poate fi utilizată cu succes în acnea juvenilă și în petele de sarcină. Asta este aceeași. Cele 7 plante pe care eu le folosesc sunt plante de pădure și aici vă supun meditației și observației și criticii compoziția sau valoarea între plantele de pădure și plantele cultivate. Orice plantă cultivată are un îngrășământ. Ai nevoie de un anumit randament și poate este nevoie de o anumită îngrijire a lor, chiar de o anumită stropire, nu? Vreau să vă dau un exemplu. În struguri, toate substanțele care să stropesc strugurii, rămâne în vin timp de 24 de ani. Da, este autentic, științific, exact, spus de director, mare director în această direcție. Și acum, revin la planta de pădure. Care? Planta de pădure crește în mediul cel mai corect, cel mai bun. Ne îngrășată, ne
nimic stropită și așa mai departe, este cea mai curată plantă. Aceasta este cea mai încărcată energetic, documentată de un mare profesor la București care a studiat cremele în laborator dânsului. Și acum aici am avantajul locului, pentru că plantele din Maramureș și locul de unde le folosesc eu, conțin și săruri de aur în ele. Pentru că sunt munți auriferi, iar profesorul respectiv, care și-a folosit crema mea pentru copilul lui, care avea acne juvenilă suprainfectată și n-a dat rezultat cu alte creme, având rezultat cu aceasta, a luat crema, a studiat-o în laborator și m-a întrebat drăguț, elegant, așa ca un om de știință, care nu vrea să ia nicio idee de la altcineva. Spune-mi, Vasile, ce ai băgat în ele? Așa, și atunci dânsul mi-a adus surplusul de cunoștință despre cremele mele. Domnule doctor, îmi pare rău că trebuie să vă întrerup și să oprim aici, pentru că urmează o scurtă pauză. Rămâneți alături de noi, în câteva minute revenim cu aceste descoperiri deosebite numite Regenerol. Am revenit la partea a doua emisiunii Secretele Sănătății, avându-i ca invitat în această dupămasă pe domnul dr. Barbu Emil, invitatul nostru special, și domnul dr. Bodnar Vasile. N-am să vă mai citesc toate titlurile, pentru că timpul cât ne-a mai rămas e foarte important pentru a ne prezenta aceste invenții ale dumneavoastră, cuprinse sub genericul Regenerol. Am rămas la sfârșitul primei părți cu următoarea idee. Există o luptă în organismul nostru între radicalii liberi, care sunt aduși de produsele de origine animală, și de cele vegetale, în cazul în care sunt procesate sau sunt gătite într-un mod necorespunzător, și antioxidanții. Antioxidanții care aduc longevitatea vieții, sănătate anilor. Iar când această balanță este dereglată, lor radical liber, apare suferința și de aici boala, moartea. Domnul dr. Barbu accentua în prima parte necesitatea schimbării stilului de viață cu renunțarea la cele alimente care nu corespund organismului nostru, și anume a alimentelor de procesărilor. Și dădea câteva exemple, începând cu Daniel, care spune, dacă suntem creștini, trebuie să-l acceptăm, că el s-a hrănit numai cu vegetale și a ajuns prim-ministru a Babilonului. Babilonul nu se poate compara cu niciun stat, a fost cel mai mare împărăție existentă. Și până la părintele medicinii, Hipocrate, a cărui jurământ îl depunem toți și care era și vegetarian și trata și naturist. Iar domnul dr. Bodnar venea în sprijinul acelor simptome și acelor boli de prevenție și de tratare, care încă pentru medicină reprezintă o lacună, și anume această îmbătrânire prematură, și nu numai negativarea, să spun, sau anihilarea acelor factori care determină boala prin anumite preparate care aduc un aport mare de antioxidanți. Deci, care aduc un aport de factori care regenerează celula. O celulă regenerată, o celulă tânără, va învinge boala. Înainte de a trece la prezentarea celorlaltor produse din această mare familie a Regenerolului, și pot să vă spun, acestea sunt aprobate de Ministerul Sănătății, nu sunt făcute de cineva, inventate de cineva fără studii medicale, sunt documentate medical și nu numai atât, au fost cercetate în mai multe laboratoare și, nu în ultimul rând, cu aviz clar a Ministerului Sănătății. Domnul dr. Barbu, pentru că dacă îi pun o întrebare doctorului Bodnar, nu l-ai pot opri, așa că vreau ca să vă pun dumneavoastră o întrebare înainte de a trece la următoarele produse din familia Regenerol. Spuneam de stilul de viață. Acum, spuneați într-o intervenție a noastră în prima parte,
domnul doctor a făcut o afirmație că acest tratament topic e de fapt dragostea pe care el o are pentru pacient. Și asta e un mare lucru, pentru că baza tratării oricărei boli înseamnă de fapt schimbarea stilului de viață. Și nu doar în ce privește alimentația. Când ne referim la stil de viață, ne referim la fumat și domnul doctor a amintit, știm că în fumul de țigară sunt peste 4.000 de radicali liberi pe care omul îi ia și trece în sânge într-un mod foarte ușor la nivelul alveolelor pulmonare. Acești radicali liberi ajung direct în sânge, apoi referim la o mulțime de noxe pe care, în mijlocul cărora trăim în orașele mari, și putem să ne referim la multe alte surse de radicali liberi, în special în ce privește substanțele pe care le bem, le folosim ca și băutură. Mulți radicali liberi sunt în băuturile carbogazoase, băuturile care nu sunt se vând pe piață, dar în special eurile respective, care nici nu s-au făcut studii măcar pentru a vedea ce e cu substanța respectivă. Toate acestea pot să genereze radical liber care să producă îmbolnăvire și îmbătrânire prematură. Dacă îndepărtăm toate acestea și ne întoarcem la un stil de viață simplu și știm că și oboseala e un generator de stres celular care duce în cele din urmă la apariția de radical liber și distrugere celulară, atunci putem să vorbim despre schimbarea stilului de viață, nu doar alimentar, dar și un bioritm al omului și îndepărtarea cât mai multor factori nocivi pentru organismul nostru. Și dacă la asta se adaugă, normal, și aceste substanțe topice, adică care să aducă un, să spunem, o apărare din afara organismului pentru țesuturile care sunt expuse, cum sunt tegumentele și de asemenea și mucoasele, atunci într-adevăr putem să spunem că omul are grijă de el și vrea într-adevăr să fie sănătos și să emane fericire și sănătate. Spunea domnul doctor în pauză că o frunte încruntată și din s-o recomandă pacienților domniei sale să nu fie încruntați, pentru că încruntarea spune de fapt existența unei nemulțumiri interioare și această nemulțumire interioară este generatoare de radical liber, chiar dacă nu mâncăm anumite lucruri. Eu mă aduc aminte că eram undeva într-o comunitate unde se cânta un cântec foarte frumos și era cineva venit din afară și după ce s-a terminat a spus, era textul, ce fericit sunt eu, așa. Și a spus, eu nu cred că sunteți fericiți, că m-am uitat în sală și toți erați încruntați. Dar de multe ori folosim cuvinte care vrem ca să ni le însușim în viața noastră sau credem că le-am însușit, iar exteriorul ne spune cu totul altceva. De ce credeți, domnule doctor, că iubirea față de pacienți, și nu vorbesc acum filozofie, pentru că medicul clar trebuie să-și iubească pacientul, pentru că este modelatorul vieții sale. Iubirea față de pacienți și încrederea pacientului în medic, rugăciunea pe care trebuie să o facă medicul pentru pacient și pacientul pentru medic, are importanță în finalitatea rezultatului actului medical. Eu întotdeauna am spus și la toți pacienții mei așa le spun. Deci eu acționez pe partea externă prin cremele pe care vi le dau la anumite afecțiuni. Pe partea internă trebuie să acționați exact cum vă explic eu. Cu antioxidanți, să eliminăm tot ce este acid afară și mai departe. Deci, mă rog, am toată rețeta din capăt până cap. După aia le spun așa, mergeți acasă și zâmbiți în fiecare zi că aveți motive. Pentru că din miile, sutele de mii de oameni care nu se trezesc a doua zi, tu te trezești. Fiind treaz în fața oglinzii, mulțumește Dumnezeu că ești fericit, că te-ai trezit astăzi la o nouă viață. Lucru care este fantastic, este un miracol, că puteai să fii și tu printre cei care merg la săpânța. După aia să iubești.
Pentru că în interiorul organismului se întâmplă atâtea minuni și combinații biochimice care sunt generate de sentimente și reciproc se condiționează. Și gândirea poate să-ți imprime o anumită reacție biochimică în organism și reacția biochimică asupra gândirii are efect. Pentru că și gândirea are efect chiar în vindecarea unor boli, starea ta spirituală, și anumite boli se imprimă cu anumite puncte de excitație pe creier, în care orice boală este, pe creier are o reprezentanță. Cum că ești, boala ta are o expresie cerebrală. Și atunci, iubirea este moderatorul fundamental. El ia-ți dă echilibru în existența biochimică cu expresie mai departe. În sentimente, în gânduri, în viață, în tot ce există în jurul tău. Și atunci, această iubire, în primul rând, nu consumă energie. Iubirea dă tinerețe. Uită-te la orice om cât ar fi el de în vârstă. Dacă el zâmbește și te iubește și vine cu drag și îți oferă un cuvânt bun, nu trebuie mai mult, este o energie pe care ți-a dat-o. Este un dar din Dumnezeu. Dumnezeu iubește. Gândește că omul care iubește este dar din Dumnezeu. Este o moleculă cerească care exprimă pe cel care l-a creat. Lucrul este fantastic. Și să experimenteze oricine în familia lui poate să certe toți. Și el când zice, mă iubesc pe toți. Bă, și tu ai dreptate, și tu ai dreptate ca și Ițic și cu rabinul. Și rabi, ești un fariseu că ne-a dat dreptate, și tu ai dreptate. Așa este, dar trebuie găsită pacea, pentru că numai pacea e cea care te face să construiești. Nimeni n-a construit în timp de război. Toate războiile au fost destructive la toate nivelele. Social, moral, economic, financiar, toate în afară din lupta de război. Și când s-a instalat pacea și au început oamenii să relaționeze, să dea seama că ăsta e fratele meu, că ăsta dacă este turc, e tot fratele meu, și ăsta dacă e arab, e tot fratele meu, și dacă toți împreună construim astăzi o viață normală în care să ne respectăm familiile, copiii, tot ce este în jurul nostru, florile, verdeața, natura, toate fac parte din viața noastră. Dacă asta nu o dezvoltăm cu iubire, totul este zero. Și acum să trec la regenerolul meu. De fapt, ceea ce a spus dumneavoastră, ați expus un alt tip de regenerol sufletesc și cred că are mare importanță. Asta este stilul meu de lucru, stilul meu de viață, stilul meu de comportament. Și cu mine, și cu familia, și cu pacienții, și cu dușmanii. Totdeauna există. Dar, apropo de dușman, de ce spune Iisus să-ți iubești dușmanul? Păi de-aia, pentru că dacă tu gândește-te că ai un dușman foarte serios și tu stai și te concentrezi o zi întreagă, sau uneori e nevoie de mult mai mult, cum să-l torpilezi pe dușmanul tău? Organismul suferă. În interior se dezvoltă niște procese biochimice care îți fac și ție rău, ție, creierului tău, în primul rând ție. Consumă energie de mii de ori mai mare decât dacă tu l-ai iubit și l-ai iertat. Dacă l-ai iertat, te-ai detașat de el, n-ai nicio problemă, e totul ok. Dom'le, mai poate asta a greșit și într-adevăr, trebuie să-i cauți raționamentele pentru care el te urăște. De ce mă urăște omul ăsta? Hai să vedem care e logica. Și să vezi ce se poate îndrepta în direcția respectivă. În politică se spune așa, acesta este dușmanul tău astăzi. Mâine poate fi prietenul tău cel mai bun. Pentru că se echilibrează forțele, își dau seama fiecare de puterea pe care o are și stai și te gândești ce e mai benefic, să ne batem acum, să ne distrugem tot ce este în jurul nostru sau să ne unim amândoi, să devenim prieteni și să împărțim tot ce este în lume și în viață, să le așezăm pe niște ecuații ale vieții. Și mari înțelepți la aceasta au ajuns. Că este mult mai bine, și cerul a spus treaba asta de la început, ca a doi să o experimentăm pe parcurs. Să ne dăm seama că de multe ori te gândești. Am oameni care vin pe la mine tot felul de informații. Dom'le, sunt în judecată de 20 de ani. Așa. Și cât am cheltuit și n-am câștigat nimic. Deci el a ajuns după 20 de ani sau după 5 ani la concluzia că el și-a câștigat și a irosit toată averea cât a avut-o pe judecăți și s-a ales cu nimic. Pe când dacă îl ierta, poate puteau negocia altceva și a evolua mult mai bine. Și ca prieten, și ca și vecin, și ca... Mă rog, gândiți-vă că sunt un complex de interrelații în familie, între neamuri, între, eu știu, din toate punctele de vedere, social, economic, financiar și mai departe. Nu-i mai bine să-l ierți? L-a iertat, discuți cu el, poți să negociezi. Iubirea nu exclude negocierea.
Negocierea a pus pe tavă absolut tot ce ai bun și argumentele pe care le ai, în care oricine, orice dușman în fața argumentelor trebuie să se închide. Da. Că n-are ce spune. De ce spune întotdeauna că cel mai mare proiect universitar în direcția noastră este pacientul. Bunica aia și bunicul ăla care vine și spune, domnul doctor, îți dea Dumnezeu sănătate, nu mă mai doare. Mi-a trecut boala. Ceilalți, noi colegii putem zice, da, băi, tehnică aia nu știu dacă e așa de bună. Poate o tehnică care mai poate fi îmbunătățită. Poate ălalalt nu-i momentul să-i dăm cu tare. Însă, doctorul cel care tratează, el decide. El trebuie să ia decizia, uite, asta face. Și el suportă consecințele din partea pacientului și a familiei și a societății și așa mai departe. Deci, până la urmă, aceasta este rațiunea fundamentală. Să faci binele pe care tu crezi în momentul respectiv că e cel mai bine. Și asta te salvează și pe tine de la angoase, de la greutăți, de la necazuri. Ești un om fericit. Te duci la serviciu fericit, vii acasă fericit, dormi fericit, pentru că gândurile tale au fost îndreptate înspre bine. Restul, dacă astăzi te-a furat cineva cu ceva, mâine o să vină să ți-l aducă înapoi, spune-mi, cer scuze, domnule, am greșit, n-am știut că sale dumneavoastră. Mai sunt și de asta. Domnule doctor, revenim la Regenerol. Deci spuneați despre Regenerolul cosmetic, care are indicații cu efecte deosebite în problemele de cosmetică, riduri, acnee și chiar în vergeturi sau fetele de sarcină. Să mergem mai departe. De ce v-ați oprit în primul rând la acest tip de Regenerol? Deci, de fapt, am patru tipuri de creme. Crema Regenerol cosmetic care merge pentru față, crema Regenerol gingival care se adresează gingiilor. În ce sens? Gingivite, parodontoze, atrofii gingivale. Am cazuri extraordinare. Am doi copii care sunt stomatologi cu atrofie de mandibulă, cu dureri crunte. Om care lua câte un pumn de analgezice, merge cu o cremă dată pe gingie și s-a rezolvat problema. Cine nu are gingivite? De fapt, eu am pornit ca ginecolog, ca obstetrician, am pornit mai întâi segmentul meu de studiu și de dorința mea de a face bine a fost gravida, care în perioada sarcinii apar sângerele gingivale, o multitudine de elemente, nu vorbesc de cele care fac infecții sau altceva, dar și acestea. Ca să întreții o gingie sănătoasă, e nevoie de acest gingival. E o treabă foarte simplă, l-ai aplicat frumos pe gingie, cu degetul nu are nici o problemă, nimic contraindicat. Din contră, este o binefacere enormă pentru toți care au și care își fac lucrări în cavitatea bucală, nu este nicio problemă și înainte și după lucrări este foarte bun. Nu vorbesc la detartraj, la tot unde gingia este suferindă după terminarea lucrărilor respective. Tot ce se face în gură pe gingie, gingia, adică Regenerolul, îți normalizează gingia, îți dă o vascularizație bună, un aport de hematit, de leucocite, de tot ce trebuie acolo la nivelul gingiei. Îți scade durerea, îți dă un confort deosebit. Să nu spunem un pic mai mult, deci se poate spune și un pic mai mult, lucru care este spus de paciente de ale mele. Aveam o olandeză care avea niște riduri ca degetul și care cu ușor zâmbet de superioritate, acceptat, i-am făcut cadou că ne-au adus ajutoare la spital. Și le-am dat o cutie de cremă. După câteva luni de zile, mă sună din Olanda. Domnule, Bazil, dragă, este fantastic. N-am crezut că e așa. Eu l-am uitat în mașină și acum m-am pierdut de acasă, am plecat vreo 4 zile, n-am avut la mine alte creme pe care le folosesc eu de nu știu unde și am folosit crema ta. Mi-a trecut oboseala, dragă, puteam să conduc. Deci, faptul că gândirea mea a fost ca să poți să regenerezi ceva, trebuie să aduci acolo un aport de sânge proaspăt. Asta înseamnă că trebuie să ai o plantă care îți face o ușoară vasodilatație și în special ridicarea acelor spasme arteriolare care se întâmplă, care au loc în țesuturile care sunt un pic îmbătrânite. Și în multe sindrome inflamatorii, unde este acel slage, acea încetinire a sângelui și mai departe. După aia, trebuie să fluidifici sângele, trebuie să-i dai putere care să miște pe acolo, că dacă nu l-ai fluidificat, rămâne tot viscos, nu mai își face efectul care trebuie. Aducerea de oxigen și încărcarea energetică a celulei. Și atunci, am constatat la foarte multe dintre paciente care sunt mai în vârstă, care folosind acest Regenerol,
spune, mă simt mult mai bine, mă simt mai relaxată, nu mă doare capul, e un lucru foarte interesant. Deci, există o anumită absorție și care își face efectul și în țesuturile de sub calotă. Și atunci, acesta este un lucru iar foarte bun. Mergând mai departe, deci a fost cosmeticul pentru tegumente, pentru gingie, gingivalul, iar intimul, unde eu toată viața mea am lucrat, în atrofii vaginale, în prolapsuri, în dureri pelviene, crunte dureri pelviene, foarte multe dintre gravide au hemoroizi. Marea majoritate în perioada sarcinii au hemoroizi și la unele rămân hemoroizi și după, naștere. Mai sunt la 2-3 nașteri de asemenea când hemoroizi se accentuează. Am paciente care au fost operate de hemoroizi, dar cu dureri ulterioare crunte și cu sângerări postoperatorii. Acest regenerol e o treabă foarte simplă. L-ai luat, l-ai aplicat frumos și dintr-o sferă care este genitală, care este ca un cui care îți stă în pelvis tot timpul și un disconfort crunt pe care l-ai, se transformă într-o relaxare plăcută, te simți bine, hemoroizii nu ai probleme cu ei, sângerările, dacă sunt postoperatorii, merg foarte bine, se oprește sângerarea, iar țesutul se regenerează, se reface la normal. E un lucru absolut special. Și mai este o problemă și de întreținere. Ca să extindem un pic această dimensiunea discuțiilor, să știți că face foarte bine și la băieți. Pentru că am foarte multe cazuri în care de sterilitate. Sterilitate cu foarte multe probleme, cu astenospermie, azospermie, cu modificări ale dimensiunilor organelor genitale și a testicolor și mai departe, cu producție de spermatozoizi variată, adică mă refer foarte mică sau medie. Și atunci, acest regenerol are un efect deosebit de pozitiv, deosebit de bun asupra organelor genitale și masculine. Pentru că, cum v-am spus, deci le aduce oxigenul necesar, le dă o vascularizație bună și are celelalte elemente care, fitohormonii care găsim și în alte plante care au efect local, direct pe țesut și efectul este splendid. După aia am celălalt regenerol care se cheamă R, adică eu am zis, să facă o legătură cu reumatismul sau cu partea de articulații. Tot ce este spondiloze, ce sunt dureri de spate, de gonartroze, coxartroze, ale articulației piciorului, crema trebuie testată. Nu vorbesc de cei care stau în pat zile, săptămâni și așa mai departe, cu toate scoriațele și cu toate escarele care sunt de decubit. Acest regenerol face, are un efect pe care o să vă rog să-l experimentați. Domnule doctor, dacă îmi permiteți să vă întrerup, am avut un caz în care, dintr-o greșeală, vă spun, s-a eliberat regenerolul intim pentru un ulcer varicos. Rezultatul a fost fantastic, în sensul că s-a granulat țesutul și s-a închis. Cum vă explicați? Păi, explicația este deci foarte... Deci nu a fost prescris pentru așa nu, ceva. Nu, da. Dar dintr-o, știu eu, eroare. Explicația este foarte clară. În primul rând, acolo, la un ulcer varicos, este un țesut devitalizat și tu poți să-l explici mult mai bine din punct de vedere fiziopatologic și a manierei de vindecare. Regenerolul intim are, pe lângă rolul pe care îl are direct pe plagă, acționează și pe țesuturile adiacente. Deci acolo, în placă. De obicei, unii spun că nu este bine să pui regenerol în placă. Sau orice cremă. Deci, spune că nu e bine. Sunt așa. Și sunt de acord cu fiecare. Eu, ca și rabi, îi dau dreptate fiecare. Pentru că mai rămâne și fenomenul celălalt. Rămâne fenomenul celălalt care e foarte important. Fiecare pacient este un pacient separat de ceilalți pacienți. Și trebuie interpretat în funcție de dimensiunile sale biochimice, simptomatice și în funcție de patologia pe care o are el. Când toți se aseamănă cu genul, nu poți să folosești același lucru la toți. În al doilea rând, acolo, în țesutul respectiv, este și o infecție pe care acest regenerol, prin substanțele, prin plantele pe care le are, are un spectru antibacterian extraordinar. Și atunci, fiind antiseptic, fiind un vasodilatator foarte bun, fiind un cicatrizant foarte bun și un deschizător de artere, ridicând acele bariere pe microcirculație, pe microarteriole, pe
Așa face o circulație bună, un oxigen bun, vin leucocitele și se regenerează foarte bine. Și eu am avut multe de asemenea cazuri, dar n-am lucrat așa de mult pe ulcerele varicoase. Nu este domeniul meu, nu este patologia care... Și nu sunt multe cazuri. Mult mai important este să știe fiecare om că dacă vrea niște articulații sănătoase, și acum toată lumea pune artroscop, tot felul de minuni și se iau, nu am nimic cu ele. Dar eu zic să încerce să aplice pe articulații un pic de cremă Regenerol R. Dacă vrei să te menții, să fii impecabil. Și se duce omul la doctor numai atunci când îl dor spatele de moare, nu mai poate. Da. De ce nu și-ar face în fiecare seară soția sau soțul la soție să-i facă un pic de masaj cu un Regenerol? Aceste, gândiți-vă ce complexitate este în jurul unei artere, a unei articulații. Gândiți-vă acolo câte ligamente, câte țesuturi sunt, câte fibre sunt, câți nervi sunt, vase și așa mai departe, discul, toate elementele acestea, totul, dacă vine un Regenerol peste ele, toate aceste țesuturi își recapătă un grad superior de vitalitate. Domnule doctor, și aici e problema. Îmi pare foarte rău, trebuie să întrerupem și mie această emisiune, dar nu înseamnă că nu o să continuăm acest subiect într-o emisiune viitoare. Vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune, mulțumesc domnule doctor Barbu, mulțumesc domnule doctor Bodnar și sper în curând să vedem cum putem să ne sincronizăm, să continuăm această discuție care de fapt a fost doar o cireașă de pe tort, ca să putem gusta și din tort. Mulțumesc, stimați telespectatori, că ați fost alături de noi în această după masă și vă așteptăm la o nouă emisiune peste o săptămână. La revedere!